Acum o invit pe Ioana Simian, medic dermatolog și specialist Avon, să ne împărtășească câteva secrete, să ne spună cum să ne îngrijim pielea în acest sezon friguros. Da, să vorbim despre frumusețe și despre sănătatea pielii. Cred că nu numai viața dumneavoastră trece printr-o altă etapă, cea de după naștere, dar și pielea dumneavoastră, sunt sigură. Sunt afecțiuni pe care le-ați dobândit odată cu sarcina, sunt altele care au apărut de novo și sunt altele care se continuă de atunci. Și știți foarte bine, vorbim de acnee, toți avem hormoni. În sarcină se există o furtună hormonală plus stresul și dezvoltăm leziuni de acnee. Sau ne pigmentăm fața. E vorba de cloazma, de gravidă, sau leziunile de melasmă de după. Și nu uitați, trebuie să vă adresați medicului ca să vă adapteze tratamentul perioadei de lactație și să vă fotoprotejați neapărat. Ce alte probleme mai avem? Fața noastră se usucă și se deshidratează. Și acestea două sunt niște probleme de fond care antrenează mai departe alte afecțiuni ale pielii. Putem să vorbim la nesfârșit despre vergeturi și despre căderea părului, dar cred că las pentru întrebările de final. Așa, la început o să facem o lecție, un ABC al pielii, așa, ca la curs, cu noțiunile de bază. Și începem. Câte categorii de piele avem? Avem două, sensibilă și non-sensibilă, pe care le regăsim atât pe față, cât și pe restul corpului. Pielea sensibilă este pielea care se înroșește ușor. Este cea care răspunde la frig, la căldură, la băuturi fierbinți sau reci, la zgârieturi. Ne înroșim foarte, foarte ușor. Pielea non-sensibilă rezistă și suntem fericiți să o avem. Apoi, la nivelul feței, scalpului, toracelui, aici pe decolteu și un pic în spate, avem glande sebacee. Le avem din totdeauna, dar încep să acționeze la pubertate și să ne dea acnee. În funcție de activitatea lor, avem niște tipuri de ten, adică ten normal, uscat, mixt sau gras. Veți găsi la final, în pachetele, niște teste care vă ajută să identificați tipul de ten. Dar fără aceste device-uri, vă învăț eu niște teste mai simple. Să vă spălați pe față cu un săpun blând de copii. Aveți destul pe acasă. Să vă ștergeți tamponând ușor cu prosopul. Să așteptați timp de o oră. Nu vă atingeți fața cu mâinile și ștergeți apoi fața cu un șervețel. Mai întâi în zona T, adică frunte, nas, menton, apoi pe obraji și pe tâmple. Și analizați șervețelul. Dacă șervețelul se umple cu sebum, ceva galben lucios, indiferent de zona afectată, aveți un ten gras. Dacă șervețelul se umple cu sebum numai în zona T, pe zona de obraj sau tâmple rămânând curat, atunci tenul dumneavoastră este mixt, adică o combinație între gras, normal sau uscat. Dacă șervețelul rămâne curat și tenul dumneavoastră strălucește, atunci aveți un ten normal. Credeți că se identifică cineva pe aici? Nu cred. E rar. Iar dacă șervețelul rămâne curat, în schimb, pe marginile, pe laturile nasului se adună mici scoame, care sunt de fapt celule moarte, vorbim de un ten uscat, adică un ten deficitar în sebum. Ei bine, toate tipurile de ten, toate cele patru, se pot lovi de o problemă comună, deshidratarea, adică lipsa apei. Mai ales după sarcină, în lactație, când antrenăm o serie de carențe, aceasta se accentuează și mai mult. Deshidratarea, am spus că înseamnă lipsa apei din piele. Pentru că pielea înmagazinează o cantitate mare de apă. În stratul superior, în epiderm, avem 15% apă.
Când vorbim de celulele moarte din stratul cornos, acelea care se desprind, acolo avem 10% apă. Iar în dermul plin de fibre, de colagen, de reticulină, originea ridurilor, avem 60% apă. Așa că vă imaginați ce înseamnă un deficit. Și vă spun ceva, nu contează câtă apă bem. Putem să avem aportul zilnic normal de apă. Gradul de hidratare al pielii este același. Am dărâmat un mit. Cine este până la urmă vinovat de pierderea de apă din piele? Ei bine, vinovat este cimentul care unește celulele din epiderm și din derm. Trebuie să vă imaginați celulele pielii ca un fagure. Între ele există liant, ceramide, că ați auzit de ele. Când acestea lipsesc, se creează niște spații prin care apa iese printr-un proces normal de evaporare în afară. Iar prin spațiile acestea, în același timp, pătrund factorii agresivi din exterior, care alarmează sistemul imun și cauzează inflamație locală. Cum am spus, există spații, ele răspund la tot, la ultraviolete, la uscăciunea din mediu, uneori inclusiv anumite afecțiuni, tiroida influențează gradul de hidratare al pielii, medicamentele, tratamentele de îngrijire aplicate la nivelul pielii ne pot influența gradul de hidratare. Cum arată un ten deshidratat? Un ten deshidratat este unul fără strălucire, tern, flasc. Și vă întrebați după sarcină, Doamne, de ce nu mai am tenul de dinainte? Pentru că nu mai este hidratat. Ciupiți-vă pielea, formați un pliu, lăsați apoi liber și încercați să înregistrați cât de repede revine pielea la normal. Dacă pliul acesta întârzie, preț de o secundă, pielea noastră este deshidratată. Și indiferent ce tip de ten avem, tipul ăsta de ten e de la mama și de la tata, adică e moștenit genetic, putem fi afectate de deshidratare. Un ten gras, pe care încercăm întotdeauna să-l matifiem, să-i reducem leziunile de acne, va suferi foarte mult de deshidratare. Nu facem altceva decât să îndepărtăm pelicula aceea de sebum, care de fapt blochează evaporarea apei în afară. Mai departe, îl tratăm de acne, tenul gras. Toate tratamentele de acne au un grad mai mare sau mai mic de iritație. Astea sunt efectele lor. Pe fondul unei pieli, unei tip de piele deshidratată, efectele iritației locale în urma tratamentului acnei vor fi cu mult mai severe. De multe ori apare eșec în tratarea acnei pe motiv de lipsă de îngrijire corectă a pielii. Am ajuns la concluzia că incidența deshidratării la tenul gras este chiar foarte mare pentru că ignorăm această problemă. La fel cu pielea sensibilă. Pielea sensibilă, cel puțin la nivelul feței, este cea predispusă la rozacee. Se înroșește, se îngroașă, are fase de sânge dilatate și e lucioasă. Valurile acelea de căldură care au străpat antrenează un proces accentuat de evaporare a apei și de deshidratare. Este un ten care cu greu suportă orice produs cosmetic. Trebuie să-l controlăm, să-i controlăm aportul de apă prin creme de hidratare. Căci despre asta vrem să vorbim. Despre cremele de hidratare. Ce fac cremele de hidratare? Ei bine, ele acționează pe două căi. În primul rând, blochează evaporarea apei, recimentând celulele. Au vaselină, au uleiuri vegetale care refac pelicula protectoare a pielii și blochează trecerea apei în afară și pătrunderea factorilor agresivi în interior. Și în același timp mai realizează hidratarea pielii pe altă cale, atrăgând apa din exterior prin substanțe numite umectanți. Adică sorbitor, glicerină, acid hialuronic, fantasticul acid hialuronic, alfa, beta, hidroxiacizi. Dar pentru a lua apă din exterior, trebuie să trăim într-un mediu cu umiditate normală. Asta însemnând între 40 și 60%, chiar spre 60-70%.
Și v-aș recomanda să vă cumpărați un higrometru, să-l puneți în mediul în care locuiți și să vedeți ce umiditate aveți. Și vă spun că e undeva pe la 32-36%, sub limita inferioară a normalului. Cam asta fac cremele, pe care ar trebui să le aplicăm o dată, de două ori, de trei ori pe zi. Prin mișcări blânde, pe față, gât și decolteu. De curând am fost la o conferință organizată de un profesor dermatolog din New York, care spunea că el preferă să-și aplice tratamentele locale, medicamentoase, noi vorbim de dermatocorticosteroizi în cazul nostru, imediat după baie. De ce? Pentru că ar avea eficacitatea tratamentului oral. Păi, de ce n-am face asta și cu cremele de îngrijire? Să le aplicăm imediat după baie. Și știți ceva ce facem hidratându-ne pielea? Facem un lucru extrem de important. Punem o cărămidă la baza piramidei de luptă anti-aging. Sunt două cărămizi principale la bază. În vârf stau intervențiile estetice. Hidratarea și fotoprotecția. Ele sunt cele mai ieftine arme, cele mai la îndemână, nu au nevoie de studii de eficacitate clinică și ar trebui să devină pentru noi obicei, exact ca spălatul pe dinți, de la cea mai fragedă vârstă. Sunt întrebată, de când aplic crema de fotoprotecție? De fapt, de când încep să mă lupt cu ridurile? Știți care e vârsta? Este cea de 6 luni. Înainte de 6 luni, un copil nu are voie la soare. După, are voie cu fotoprotecție. Așa obținem un ten strălucitor, elastic și ferm. Și Ava ne ajută să-l obținem, pentru că despre asta trebuia să vorbim, despre cremele Gamma New Nutri Advance. E o gamă care vine cu două produse adaptate tipului de ten, despre care am discutat anterior, adică tenul mixt și gras, căruia îi dedicăm o textură lejeră, și tenul uscat sau normal, pentru care putem folosi textura mai viscoasă, mai densă de cremă. Și cremele acestea fac un lucru esențial. Aduc acizii omega-3, omega-6, omega-9 în piele. Și de ce esențial? Pentru că noi nu putem să ni producem. Organismul nu poate să-i sintetizeze, cu excepția acidului omega-9. Avem nevoie de ei din exterior, pentru că ei fac niște lucruri magice în piele. Unu, refac cimentul care unește celulele, refac pelicula aceea protectoare care împiedică evaporarea apei și pătrunderea factorilor agresivi. Refac membrana celulelor, peretele lor, îi cresc atât fermitatea cât și flexibilitatea. Și mai fac două lucruri extrem de importante. Se opun agresiunii radiației solare, ultravioletelor, și reduc riscul formării tumorilor cutanate. Ei bine, îi aducem în punctul de maxim impact, în pielea noastră. Știu că există suplimente cumpărați de la farmacie, posibil să ne ajute pe linia bolilor cardiovasculare, a diabetului, aterosclerozei, dar noi avem nevoie de ei acolo, în piele. Și mai au un rol antiinflamator și sunt utilizați tare mult în îngrijirea dermatitei atopice, că v-ați lovit de ea la copilaș, altor eczeme și a psoriazisului. Și înglobarea lor în creme le crește stabilitatea, pentru că altfel ei sunt foarte rapid degradați de ultraviolete, de căldură sau de oxigen. Ei bine, acum am vorbit despre tipurile de ten moștenite genetic, despre deshidratare, care este o problemă și e foarte ușor de corectat, și vreau acum să vorbim despre ritualul corect, simplu, așa ca pentru mămici, de îngrijire a pielii. Ce facem dimineața și seara? Ne demachiem. Folosim demachiante care au texturi adaptate fiecărui tip de piele în parte. Adică pentru un ten gras sau mixt, aș prefera o apă micelară, un demachiant tip loțiune, iar pentru un ten uscat, chiar și normal, un demachiant cremă. Ce face demachiantul? Îndepărtează sebumul, îndepărtează machiajul, îndepărtează celulele moarte și în felul ăsta stimulăm regenerarea pielii. În schimb, după demachiere, v-aș recomanda să vă spălați fața cu apă și cu un săpun blând, cu apă călduță,
pentru că altfel demachiantul lasă o peliculă la nivelul pielii care poate genera în timp leziuni de acne, coșuri, punctele albe, punctele negre pe care le cunoașteți. Ne-am spălat, ne-am tamponat ușor și în primul minut, după ce ne-am spălat fața, aplicăm crema. Nu ne spălăm fața mai mult de 2 ori pe zi, ajunge, eventual după ce transpirăm sau ne reînnoim machiajul, pentru că altfel riscăm să deshidratăm, să irităm suplimentar pielea. Și să vorbim despre creme. Știu că există creme de față, creme pentru zona perioculară și ne întrebăm de ce s-au mai inventat și alea. Ei bine, știți că zona din jurul ochilor este tare, tare sensibilă. Și de multe ori, cremele de față au texturi și concentrații ale substanțelor active care pot fi iritante pentru zona perioculară. Și de aceea s-au creat creme care au texturi blânde, au concentrații ale substanțelor active adaptate și mai au ceva în plus. Sunt testate oftalmologic, în afară de a fi testate dermatologic. Și că tot am vorbit despre creme, am un clopoțel din care sun mereu și vorbesc despre fotoprotecție. Nu uitați, indiferent de anotimp, să aplicați o cremă cu factor de protecție solară. Cel puțin atunci când vă duceți la birou, un factor de protecție 25 este ok, cu specificația să scrie SPF 25 plus protecție UVA. În felul acesta suntem acoperiți de tot spectrul radiației solare. Și se spune așa. Ne ajunge o jumătate de linguriță de cremă la nivelul feței, gâtului și decolteului. Și nu mai uitați 2 zone. Aici, urechile, pavilionul și pe dosul mâinilor. Știți că ne pătăm. Am auzit de petele hepatice. Ele nu au de-a face cu ficatul. Absolut nimic. Sunt cauzate de soare. Sunt foarte greu de șters, dar sunt extrem, extrem de ușor de prevenit, punând o picătură de cremă și aici. Așa, acum să vorbim de îngrijirea specială, 2-3 cuvinte. Niciodată nu exagerați cu peeling-ul și cu gomajul. Pentru un ten gras, 2 pe săptămână, maximum 2 peeling-uri pe săptămână, făcute acasă, nu vorbesc de cele profesionale, sunt suficiente. Oricum, unul este chiar ok. Nu fiți agresive cu tenul vostru, nu vă demachiați cu bureței abrazivi la nivelul feței. Și imediat, după ce v-ați făcut un peeling, un gomaj, acoperiți-vă fața cu o mască hidratantă, nutritivă, cu cremă în cantitate mai groasă și ca să-i creșteți eficacitatea, puteți să aplicați o compresă umedă deasupra. Așa facem și noi când tratăm pielea, că în felul acesta creștem eficacitatea produsului aplicat. Cam atâtea despre piele. Să nu uităm în prag de iarnă că există niște tipuri de ten. Există ten uscat care nu are sebum și există o problemă comună diferită de uscat, deshidratarea, adică lipsa apei din piele. Și ca să vă imaginați mereu câtă nevoie are de apă pielea voastră, știți vara când sunteți însetate și vreți un pahar de apă? Și ce bine vă simțiți după aceea? Vă dați seama cum se simte pielea dumneavoastră când primește puțină cremă de hidratare? Vă mulțumesc și aștept întrebări. Despre orice. Mulțumim, Ioana. Pentru că am văzut și domnii în sală, aș vrea să te întreb dacă bărbații ar trebui să-și îngrijească altfel tenul decât femeile. Toți avem aceeași piele. XX și XY nu ne dictează diferențe nici de cum. Aceleași ritual de îngrijire. Cu rezerva de machiere, care poate fi toată... Putem să ne spălăm doar pe față, este ok. Și fotoprotecție și tratament antirit, toate sunt adaptate și nu sunt aceleași, indiferent de sex. Mulțumesc. Ar trebui să mai scoatem parfumul din creme. Un pic pentru domn. Bună ziua! Bună ziua! Pentru mamele care au fete care se îndreaptă spre adolescență, așa, de la ce vârstă e recomandat să se folosească creme de față? Mai ales adolescente care dezvoltă coșuri, leziuni de acnee, pe care încercați să le tratați, de la orice vârstă. Hidratarea nu are vârstă, fotoprotecția și hidratarea nu au vârstă. Și care e diferența între... Cred că se face o confuzie între cremele hidratante și cele emoliente. Da. Pentru că cremele emoliente sunt dedicate tenului uscat. Tenului
unde activitatea glandelor sebacee este cu mult redusă. Și pe noi ne interesează acolo doar refacerea peliculei. Nu avem nevoie de alte modalități de aducere a apei emoliere din exterior. Emolient înseamnă că unge. Hidratant înseamnă apă. Mulțumesc. Am și eu o întrebare, vă rog. Am trecut prin 3 nașteri, am reușit să scad în greutate. Sper să-mi găsesc răspunsul la întrebare în dermatologie, să n-ajung la chirurgie estetică. Pielea de pe abdomen este ușor încrețită, nu mai e la fel de fermă. La ce metode pot să recurg ca să nu ajung la chirurgie estetică? Există într-adevăr partea de intervenții laser care vă pot ajuta. Altfel, creme minune, sincer, nu există. Trebuie să dărâmăm și aici mitul cremelor minune. Nu. La fel cum pentru vergeturi, există creme care funcționează, dar care se aplică în timpul formării lor și care trebuie, bineînțeles, să fie sigure în sarcină. Există, într-adevăr, câteva substanțe care merg și pe partea de vergeturi, pe partea de celulită, dar cu rezerve. Am înțeles. Atunci o să colaborez mai mult cu doamna Berecleanu și o să-i citesc mai mult site-ul. O ultimă întrebare, vă rog. Când vorbim despre fotoprotecție și spuneți că trebuie să aplicăm, vă referiți la cremele acelea care le folosim vara, pentru că cremele obișnuite de față nu au factor de 25, ele au maxim 15 sau 20. Există, noi chiar avem cu 25, la Avon au reversalistoare 25. Deci nu vă referiți să folosim cremele de plajă, ci să... Nu, nu, nu. Pentru deplasarea la birou am specificat 25, care înseamnă SPF, protecție față de ultravioletele B, de fapt. Este ok. Știți, și în rest, când mergem la plajă, vorbim de un SPF peste 30, peste 50. Pot să fac așa o teorie rapidă a SPF-ului, pentru că tot s-a scris în presă anul trecut că ne dăm cu fotoprotecție și facem cancere de piele. De ce? Soarele emite două tipuri de radiații, UVB și UVA. UVB ne înroșește, ne arde când stăm la soare, acest lucru fac aceste radiații și dau câteva cancere de piele. UVA-ul ne bronzează și ne dă melanom. Cel mai de temut, tumoră cutanată. Când pe creme e scris SPF 30, în principiu se referă la protecția față de ultravioletele de tip B. Deci nu ne ardem la soare și nu dezvoltăm anumite cancere de piele. Dar nu se referă și la protecția față de UVA. Ultimii ani au adus reglementări și au cerut tuturor producătorilor să scrie pe ambalaj SPF valoarea plus UVA protecție, dacă asigură acea protecție. Într-adevăr că cu cât crește SPF-ul de la 30 în sus, spre 50, ăsta este maximum, mai apare și protecția față de UVA. Dar în principiu trebuie neapărat să analizăm acel ambalaj, să citim cu atenție și să scrie SPF 30 cât vreți, plus protecție UVA. Dar dacă crema nu are, putem să-i punem puțină cremă de plajă în ea, să o amestecăm? Puteți să combinați, da, aplicați crema și apoi aplicați protecția solară. Mulțumesc. Oricum, nu se cumulează. Dacă punem 20 cu un 30, nu o să obținem 50. O să ajungem tot la 30. Mulțumim, Ioana. Mai am și eu o întrebare, dacă se poate. Cu toate că folosești de două ori pe zi cremă, de dimineața și seara faci ritualul de demachiere, eventual la o testare a tenului ți se spune că e deshidratat. Cu toate, înseamnă că nu-ți alege adecvat crema, bei lichidă. Ce se întâmplă? Tenul fiind mixt, să zic. Tenul fiind mixt, v-am zis, nu contează, toate sunt la fel de deshidratate și nu contează câte lichide bem, v-am zis și lucru. Posibil să nu fie suficient de hidratantă crema dumneavoastră, fie nu reface acea peliculă, fie nu are substanțe care să tragă apa din exterior, fie trăiți într-un mediu cu scăciune și nu are de unde să-și ia apa. Și de o cremă, e bine să folosim același tip de cremă sau după 2-3 luni să schimbăm brandul? Nu, e bine să fim constanți. În primul rând, orice eficacitate anti-rit se vede după minimum 3 luni de utilizare. Așa că dacă o schimbăm la 2 luni, nu știu ce facem. Și multe dintre substanțele anti-rit pe care le utilizăm acum în creme sunt folosite și în tratamentul de acne. Deci ați început cu ele în adolescență. Tocmai asta s-a dovedit, că tinerii care și-au tratat acnea cu anumite substanțe au făcut mai puține riduri la bătrânețe. Aveau și un ten gras și îmbătrânește mai greu. Dar oricum, au făcut mai puține riduri. Și de aici s-a pornit și s-a dovedit eficacitatea anumitor substanțe, în speță derivații de vitamina A, în lupta cu ridurile. Deci le folosim din adolescență cu un scop și continuăm apoi cu alt scop. Inclusiv în celulită au eficacitate, așa că peste tot ne dăm cu ele. Mulțumim!